Pat rude și la contracte cu statul pentru politicienii români. Senatul a votat aseară târziu legea care îi spală pe aleși de incompatibilități. Senatorii au dat votul decizional, așa că legea ajunge la Klaus Iohannis pentru promulgare. Florin Iordache își face treaba ca la carte. Pe lângă legile justiției care pun pe butuci sistemul judiciar din România, fostul ministru mai dă o lovitură, îi scapă pe aleșii neamului de incompatibilități. Cu alte cuvinte, toți parlamentarii care au avut interdicții ca urmare a rapoartelor de evaluare ale anii privind conflictul de interese în perioada 2007-2013 sunt acum curați ca lacrima. Toate interdicțiile încetează de drept. Proiectul a fost votat de plenul Senatului, au fost 77 voturi pentru, 39 împotrivă. După ce legea a fost adoptată, opoziția a venit cu critici. Senatoarea USR, Florina Presada, a venit la pupitru, dar nu a putut să vorbească deoarece senatorul PSD, Claudiu Manda, care conducea ședința, i-a tăiat microfonul. Înțeleg că odată ce am votat prima legea de discuție acum în plenul Senatului, a venit cu cerină la PSD. Sunt senatori care vor beneficia în mod direct de această lege. ANI a avertizat pentru România Curată înainte ca aceste modificări să fie votate că proiectul de lege ar putea avea efecte devastatoare asupra cazuisticii ANI. Practic toate cazurile Agenției Naționale de Integritate, acolo unde nu s-a ajuns deja la sentințe definitive sau la aplicarea de sancțiuni, ar putea fi anulate. Este vorba de 675 de cazuri de parlamentari, primari, președinți de consilii județene și consilieri. Printre potențialii beneficiari ai schimbărilor legislative se numără parlamentarii Șerban Mihăilescu, Liviu Harbuz, Steluța Cătăniciu, Marin Anton, Hubert Tuma, Angel Stanciu, Iulian Iancu, Ion Călin, Ion Mociolaca, Emanuel Savin, Cornel Resmerița și foștii parlamentari William Brânză, Petru Călian, Mihăiță Galimente, Cătălin Croitoru, Relu Fenechiu, Mircea Giurgiu, Laurențiu Nistor, Daniel Oajdea sau Mădălin Voicu. Un nou val de eliberări în masă din închisori, iar cifrele sunt halucinante. Peste